de trecut pe acum. Au intrat aici? Au intrat la ora de masă. Da. Și acum ce mănâncă? Lucernă? Fân? Fân, da, nu, fân în grădină, da, nu. Fân, da, fân. Ne îmbalotat. Da. Așa, vrac, cum se numește acum. Da. Sursa de apă, parcă e aici, centrală, nu? Da, avem. Furtunelul ăla. Da. Parcă mi-a fi arătat mai de mult atunci. Recipientul de apă. Ah, intru și eu, da? Ia. Ia uitați, oameni buni, ce fain. Am înțeles, deci asta era... Asta ne spune, așa, între ele, cele cu coarne, mai se apără, atunci se reau pe coarne, mai se apără, astea. Nu, coarne și de bate. Și sunt, majoritatea sunt însărcinate, astea nu? Astea toate sunt gestante de aici. Gestante. Da. Toate, fiindcă ieduțele ele sunt separate. Și alea cu coarne, dacă le pot cauza avortul. Da. Asta aici a suit-o pe vetare, dar... Da. Imediat o... Așa... Să ținem capre, le-am făcut fiecare ce trebuie. Văd că mănâncă cu poftă mare. Carpatinele noastre românești. Da. Efectivul rămâneți la ăsta de capre, la 140-150. Da, 150. Mai și scoți toamna reforme, mai se întâmplă vara, să necas cu vruna, să moară, să nu omolească sau să nu stă... Țin saiba, dacă zi, tot se întâmplă în lungă. Numai cine n-are, nu știe. Da. Ce preferi, Nicușoriu, chiar vreau să te întreb, capra sau oaia? Dacă ar fi să alegi. Dacă ar fi să alegi. Să n-ai încotro. Nu știi, nu ești hotărât. Între capra și oaia, că îmi plac și capra, îmi plac și tu, Ionuț? La tine? Cu... Nu ești decis. Care are popii. Da. Nu te îndurci nici de aia, nici de aia. Cât de puțin apoi spate fiecare. Voile dau, aduc un profit mai mult la miei. Lapte au mai puțin și o perioadă mai scurtă de lactație în pătel cintugării. Dar caprele invers, au lapte mai mult, o perioadă de lactație foarte lungă. Dar, în schimb, la iezi e mai slab cu producția de iezi. Fată unele și mai târziu, iezul crește mult mai greu, el se bazează numai pe lapte. Da. Noi le ținem în dragoste și în plăcere. Dacă n-ai pasiune și dragoste, nimic nu reușești, normal. Vă dați seama, numai cât... Câte nopți nedormite faci vara la stână pentru ele, să le păzești, ziua la fel. Eu nu știu câte zile prinde de toride care stai pe câmp la balos și
se zice cam așa, în spinare, că n-ai ce să faci, trebuie să ajungi în mâncare, că uite, așa, da. Și, ba, oleu, vine ploaia, n-am făcut fânul, și multe, și multe lucruri care... Dar există vreo perioadă din an mai, cât de cât un pic mai relaxantă, ca volum de muncă? Hai să zicem acum, de exemplu, perioada asta, decembrie, noiembrie, așa, mai... Păi nu mai fiind acum cu mulsul, să zicem, și nu mai cosim fânul, că nu mai avem așa. Dacă le avem tot ce ne trebuie, făcut în vară, e un pic așa mai lejer, așa. Și cea mai aglomerată perioadă ca volum de muncă e vara, nu? Vara, da, dar când începe cu pătării, așa, gata, începe și la vas pătările, și la cape, și la oi, începe așa. Vădăzii ce trece, s-a aglomerează, și vor mă urmează în pășitul fulgului, strânsul, cu baloții, cu scosul gunoaiele de saivane, că vedeți, aici era fost gunoi de cel puțin de vreo 40-50 de centimetri. S-a strâns toată vara, toată iarna, zis, anul trecut, da, da, da. Și... E muncă, e muncă să-l scos. Da, se adună. Ce să fac? Mai des să mergem și la celelalte, vedem, nu știu cum s-a dat. Astăzi ne așteaptă o zi lungă, sub... plină de acțiune. Acțiune maximă la frații gospodaru. Poate întorcătorul cum stă și el aici. Păterește de noroi. Bun, aici ce avem? Ah, cornutele. Da. Și ele mănâncă separat. Da. Vedeți, aia micuță este mai crudă. Nu primește la mâncare. Nu primește la mâncare. Aia de stă jos? Da, da. Nu primesc celelalte la nu mâncare? Nu primesc. Vedeți ce v-am spus. Bat, sunt așa de nesuferite. Au o stare în ele așa de... Da, țapul, parcă anglonubianul... Da, era... uitați-l drept în față, drept în față, acolo mănâncă, e cu spatele la noi. Aha. El e cornut. El e cornut, da, 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 da. Și ăștia care i-am aici și aciuți sunt țap. Da, el e agresiv da, așa, dar e dominant așa? Nu, ca... nu. Nu e ca țapă? Cu bătaia nu le are. Dacă ar fi fost unul de ăsta carpatin... Da. Ar fi fost mult mai agresiv. Mult mai agresiv. Dar există conflict între el și țapii da, ceilalți? Da, și el și țapii ăștia noștri, în perioada mărlitului, da, există un pic de rivalitate. Pic. Și în care el e cam dominat așa de ceilalți, nu? Da, oarecum, ia, fiind și el mai tânăr de ani, mai crud așa, l-a mai dominat ăștia mai mari. Dar mai mult în perioada când au fost capre mai puține la împerechiat. Când încep mai multe capre să fie împerechierea, au mai multe, mai multă treabă. Da, da. Mai multă treabă. Nu mai are timp de bătaie. Nu mai are timp de bătaie, au timp de altceva. Da, da, da. Corect. Și asta mănâncă, stă până mănâncă și ea, ultima. Asta albă asta, nu? Da, noi acum le mai selectăm un pic, când le punem definitiv pe saivan și nu le mai dăm drum afară. Care sunt mai crude și mai moi așa, le mai băgăm în ciucă. Dar ele nu sunt chiar așa de agresive, ci sunt mai plăpânde. Și... Am înțeles. Da, le mai protejăm, nu le lăsăm așa. Da, nu le lăsați să moară de foame. Da, spune. Nu, că nu e... niciun caz. Noi le urmărim, le studiem, stăm cu ochii între ele, mai ales cât mănâncă, până trână hrana. Da. Și acum, spre exemplu, ele rămân aici, în saivan, da, toată ziua, da, pe da, perioada iernii cam asta da, e, nu mai... Da. Doar ce le scoatem afară, că nu putem să le punem fânul cu ele. Aha. Le scoatem afară. În strungă. Aici, în strungă, da. Da, da, da. Cu urmă le punem fânul, dar nu le mai amestecăm. Scoatem păsiri. O serie odată, unii, ciutili, de exemplu, pe urmă, cu urmă oile. Ca să... Da. Să nu mai aveți mai de... amestecăm, să mai ne dea de lucru. Migală, e migală da, după da, aia. Da. Au te baloți aici, rezervele. Și bineînțeles, căpițele acolo... Căpițele de fânul, tradiționale.
Mergem. Porumbul. Ah, da, sunt pline de porumb. Da, 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 da. Mi-a zis cum se numeau astea, am uitat. Tocitori. Tocitori, așa. Tocitori. Vițelele? Da, vițelele, da. Prefila pentru următorii ani. Ah, ia uite. Aveți numai vițici. Numai femele, toate sunt brune. Toate brune, românești. Da, da, da. Da. Bruna da noastră, românească. Bruna românească, da. Ia uite ce. Sunt blânde așa ele. Da, sunt blânde, că sunt crescute de mici cu bigurumi. Au cald aici. Așa. Și ele aici stau pe timp de iarnă. Da, 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 da. Până la primăvară, în mai, când o dai iarba aici. 3-5 mai, când o scoate afară, numai la graște. Da, e bine, au condiții ca lume. Aici am ajuns, avem calul care ne-a transportat. Unde? Asia. A, calul... Semigreu, nu? Da. Parcă. Semigreu, da, uite-l pe Mircea. Băi, Mircea, ce bine a mers cu căruța, mă, cu tine. Aici. Un cal puternic. Aici. Da, e, nu e armăsar, nu? E cal. Armăsar e, nu? Și acolo, în spate, e fata lui. Haideți încoace, în partea cu minte. Care era acolo, în obor. Aha. Da, da, da. Solid cal. Dar mereu ați avut numai semigrei? Da, da. Aici la munte da, cam asta... Mai, da, să fie un pic și mai rezistenți, mai puternici, să poată să ducă până în roaie, până în greutăți, să da. Poată să răzbească. Acum, pe perioada asta, nu prea mai îl puneți la treabă, că nu da, prea... Da, prea că e și noroi, și face noroi rău. Cu că strică necesar atât. Da, am văzut că aveți și un măgar acolo. Avem, el e mezinul familiei. Da, l-avem, pentru că anii trecut scăream apă cu măgarul, el căra. A, și acum... Și pe noroi el, măgarul mergea. Da. Și acum, dacă ne-am băgat apă, nu mai... Am da. Pauză el. Îl țineți la relaxare. Frumusețe pentru copii, mai se joacă cu el. Da, mai... normal. Îi apreciați munca de da, până da, acum da. Și mai țineți. Da, bravo, e super treaba asta. Mergem să vedem văpuțurii, că... Le întreba lumea dacă le mai avem. Da? Da. Haideți oameni buni să vedem și văcuțele. Da. Tot numărul ăla de vaci îl aveți? Da. Aici avem ieduțele. A, ieduțele sunt da, aici? Da, care le-am oprit de prăsilă. Aha. Aha. Și lumină se fă cu iautele. Câte sunt? Sunt 25 toate, am venit și 2 miei și un țap mai, care au fost mai rog împerecheat și l-am lăsat aceea să mănânce mai bine cu ei mai. Iau ce colorit frumos are asta. Asta de Bucovina, da. Ciobănesc de Bucovina. Frumoase, frumoase și ieduțele. Opa, și aici ce rasă avem? Majoritatea sunt brune și câteva băzată românească. Azi ce face? Ce se aude? E radio? Da, radio. Ascultă vacile și radio. Nu se simte singure. Da. Da. Sistemul vostru pus la punct de adăpare. Nu mai stai să le dai apă toată ziua, cu găleata să fii la fiecare așa, când le sete, pot adăpa. Ia uitați oameni buni, așteaptă câine aici, dar mai târziu, mai târziu îi vedem.
Și câte sunt? Câte faci mai? 22. Cât lapte dă o vacă la zi? La mulsoare, de fapt. Una mai productivă, așa. La zi și cu 23-24 de litri la zi. La zi, 24 de litri. Dar în timpul când e afară la iarbă. A, am înțeles. Da. Și rest așa, 16-17, 14. Junic puțin, că majoritatea astea sunt la prima fântare. Deja două ne-au fântat. Da, 12, 13 la zi, 14. Depinde și în funcție după cum e mâncat. Da. Și oricum, care dau mai puțin, au laptele gras sau o grăsime cel puțin 4,5 până chiar și 6. Da? Așa grase, grase laptele? Da, e foarte gras. Dar comparare? Ales că mănâncă de iarbă din asta mai spre toamnă așa, mai până august deja să tărește iarbă și o să-ți laptele foarte gras. Am înțeles. E lejer, un 5% în august la resut la statică, 5% are. Da. Fiindcă iarbă mai puțină, automat mai împuținează și ele laptele, dar este gras. Da. Este gras. Dar o capră cam cât are grăsime la 100? Față de vacă e mai... undeva 2,8-3. A, e mai slab ca de vacă. Slab, da. E puțin mai slab. Hm? Puțin mai slab. Oaia, în schimb, l-are... Oaia l-are mai grea, da. La oaia nu pot să vă dau așa o densitate, o grăsime. N-am făcut un experiment separat, de exemplu. Aha. Tot laptele de la oaie, o perioadă mai lungă. Că așa doar câteva zile vă dați seama că fluctuează în funcție și de ce mănâncă. Că oaia e foarte tristeță. Da. Ea, că mănâncă mai... frus și mai prospăt, are mai, pare și bine lapte și grăsimea nu e chiar așa mare. Aha. Este luna lui mai, că e iarba crud. Și la voi aici e iarbă ca lumea de tot, iarbă de munte. Da, iarbă... a fost așa o perioadă lungă din iarbă, dar a fost secetă, n-au mai plouat nimic. A fost secetă și la voi? Foarte. Au mâncat ce a rămas din vară, toamna, acum am mâncat doar iarbă uscată. N-am mai inversit, cum zicem noi, să mai otăvească, să mai otăvească în septembrie sau în octombrie, nu. Da.